Am declarat și înainte de necesitiva avut nevoie, clubul a avut nevoie de mine. Consider că mi-a făcut datoria doar prin prisma rezultatului, nu și al jocului prestat de lume. Deci nu e nu știu, pot să spun, nu e chiar foarte nemulțumit, dar nu pot spun că am făcut un lucru extraordinar. S-a văzut și lipsa, s-au văzut cele 9 luni în care am lipsit de pe teren. Da, e un jucător și mă așteptam un adversar reputabil cu care eu m-am confruntat de multe ori în cariera mea și știu că e un jucător foarte bun. Ce s-a întâmplat în faza aia, nu știu, minutul 26, dar ce rupton e ai lovit sau v-a simulat? Eu eram cu spatele, nu știu, doar protejam mingea, nu știu ce s-a întâmplat. Nu, clar, nu. De mult am mai luat un cartonaș roșu și nu sunt adeptul lovitor fără minge, cu spatele, cu... Când te-ai retras, te-ai sunt foarte fericit în primul rând că a reușit să câștigăm împotriva celor la Brașov, cu care suntem în luptă directă pentru intrarea retrogradării. Asta e cel mai important. Ai avut emoții ca la debut? Sincer, da, am avut emoții. Și am fost fericit pentru că asta înseamnă că îți place fotbalul. Automat... Știu, emoțiile sunt inerente. Pentru cei care, cărora le place fotbalul, sunt inerente. În minutul 90 mai credeai în victorie? Da, credeam. Pentru că, sincer să fiu... mie mi-a plăcut jocul echipei FC Botoșani de astăzi. Cred că meritam victoria, e doar o părere personală. Cum ai gândit faza din care s-a marcat? Totodată îl simulezi, să zic așa, centralea și orice intri în interior cu stărnul. Ce ai ales să centralezi atunci? Am reușit să văd cu, doar puțin pe cărja și știam că trebuie să arunc mingea acolo pentru că le-ai reducat de la duelurile aeriene, dar cineva va da puțin. Vizualizat zona în care trebuia să primești cu cărja.